Tracțiunile. Tracțiunile sunt mișcări compuse, care se execută cu corpul perfect drept și atârnat, cu brațele întinse, după care ne ridicăm până ajungem cu bărbia deasupra bării. Priza trebuie să fie strânsă, deloc neglijată, deoarece sunt riscuri mari de accidentare din cauza alunecării. Chin-ups. Sunt tracțiunile pe care cu toții le-am învățat prima dată din școală, acestea fiind cele mai ușoare și stând la baza tuturor variațiilor. Comando pull-ups. Acest tip de tracțiuni seamănă cu chin-ups, doar că diferă poziția palmelor pe bară și bara trebuie atinsă cu umărul. Close grip pull-ups. Sunt tracțiuni cu priză de aproape, poziția mâinilor fiind la fel ca la o tracțiune normală. Acestea sunt puțin mai grele deoarece se pune accent mai mare pe forța din antebraț. Archer pull-ups. Sunt tracțiuni de intensitate medie spre avansat. După cum vedeți în video, trebuie ridicat pe un braț, iar celălalt are rol de ajutor și de echilibru. Typewriter pull-ups. Seamănă cu archer pull-ups, doar că este o mișcare izometrică, brațele și spatele fiind în tensiune permanentă, cât timp executăm repetările, glisând dintr-o parte în alta. Dips sau flotări la paralele. Sunt ca și flotările, doar că trebuie executate la paralele cu toată greutatea corpului. Corpul este perfect întins și ne lăsăm de preferat cu coatele până la 90 de grade. Straight bar dips. Exact ca și flotările la paralele, doar că pe bară dreaptă. Acest exercițiu este foarte eficient pentru progresii precum muscle up.